Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați revenit la un episod de GTA 4. GTA 4. Am rămas la misiunea de la Faustina aia să furăm un camion. Așa că vom fura un camion. No shit. Ia să vedem pe unde e. Oh, e destul de departe, așa că ar trebui să ne grăbim. Mașina asta are de la GPS, nu mai e vocea de femeie, voce e altă voce, de voce de bărbat. Are GPS cu voce de bărbat. Asta aude încet și probabil nu aveți cum să-l auzi. Asta vreau să fac, să întorc cu spatele. Oh, sure. Mamă, mi s-a zgâriat mașina. Cum se poate așa ceva? Știu să conduc foarte bine. La 200 de metri să facem dreapta. Ok. Chiar îmi place GTA 4, numai că din câte am văzut din comentarii, voi vreți ca eu să mă distrez, să alerg, să fac chestii. Din păcate n-avem cum să facem asta mereu, pentru că totuși trebuie să ne axăm și pe misiuni. Jocul are destul de multe misiuni, iar dacă stăm de șmecherie, o să ne ia foarte mult timp să terminăm jocul. Și mai avem și alte serii de făcut. Așa că vom fura camionul. Ia. Alo? Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, figure the explosives. Should blow up good. Maybe you'll be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? Calculating route. Ha. Deci trebuie să avem grijă să nu lovim mașina. Ba, mă lasam GPS la tir. Facem stânga. 200 de metri. Se vede așa de sus. Să și sperie ăștia de super claxonul meu. Vine, bă! Am de fapt, ce avem? Bombă, ce naiba. Bă! Poate intră vreunul în mine și explodăm pe aici. A, da, că tot mi-aș cerut să vă arăt ce este am eu la grafici. Deci, vedeți, am rezoluția maximă pe high, este date pe la cam așa. Totuși, aici mi-arată 700 din 1900, adică folosesc destul de puțin, nici jumate nu folosesc. Totuși, eu folosesc graficele și să știți că mănâncă destul de mult, de exemplu filmez cu vreo 40 de FPS-uri, cam așa. Nu filmez nici măcar cu 60 de FPS-uri și totuși e GTA 4. El e foarte prost optimizat, asta e clară, și cere mult mai mult decât ar trebui. Adică mie asta trebuia să meargă în blană. Totuși, bine că merge pe high, dar na. Hai, stăm aici la vamă, la mecherie. Ia uite-l și pe ăsta. Hai! Am ăsta și bate joc de mine. Bun. Am dat și ziceam că jocul cere destul de mult, adică GTA 5 probabil o să ceară când GTA 4, pentru că GTA 4 cere mult mai mult. Iar GTA 5 o să ceară undeva cam cât cere GTA 4 acum, cred, nu știu, sau chiar mai puțin. Sună Roman. Nico, Roman. We should go and get drunk together. Roman, I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Mikhail Faustin. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Ala mai vrea să ne ieșim bătăm. Eu primul, bă! Tăranilor!
Cum naiba întorc eu ăsta aici? O, am dat peste un hidrant. Vai de capul meu. Ia, ia că stă de și ala jos la mine. Las și bătul, da, acum am treabă. Park the truck in the garage. Sure. Trigger the bomb. Ah, bine. Fugi, bă! Mama! Super! Dar mai bine mă duceam eu pe jos și puneam bomba. Get out. A, nu se întâmplă nimic, explodată așa, cu fug de moarte. Nu o să mă suspecteze nimeni. Christian Gog. A, uite, furăm mașina, nu știu. Give the car to me. You know who you're talking to? Yes, vreau să salvez. Bun. Acum punem... punem un checkpoint undeva pe mapa pe acolo, să știm pe unde să ne ducem, că probabil nu o să avem misiuni pe aici. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me? Și acum nu avem nicio misiune. Ia să-l sunăm pe Roman, ia să vedem. Poate avem vreo misiune la el. Sau la Little Jacob. Bă, ăsta nu că e busy la mine. Dacă nu plătim aici, ne-a poliția, să știți. Deci trebuie să mergem la șmecherie, la Dimitri. Mamă, ce-a fost asta? Oh my god. Oh my god. Ok. Să zicem că n-a fost nimic interesant. Am nevoie de un car service? Nu mai am nevoie. Uite aici. Oprește, bă! Ne ducem la Dimitri. La Dimitri, bă, știi pe Dimitri. Să vedem ce vrea fraierul ăsta. Let's do it. Great, thanks. Cap fair. Da, ne-a luat $24. Ce-mi place. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Fausto. Aha. Uite pe ăla care andam mai devreme peste el. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do?
And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Hmm. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelik. Bjelik. We cannot change the rules. El e Bjelik. See you later. Bine, nu prea am priceput ce trebuie să facem. Dar facem. Aia e tot ce contează. A unde e clubul Faustin? Nu e departe. Putem să-i furăm mașina asta dacă s-ar opri. Hai, eu furăm pe alu' ăsta. Ah, uite aici. Ia, hai, gata, nene. Ai zis, l-a dat capul de volan și a și pornit claxonul. Bă, mi-ai rupt ușa. Nu mai am nevoie de aer condiționat acum. Aer condiționat? Nah. Scoate-ți ușa. Furci repede mașina. For fuck's sake. Uite-mă acolo fără ușa. Auzi, zi-mi, dai, trebuie să-l omor cumva pe Faustin sau ce? Ciudat. Niko. Niko Bjelik. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should. Da, da, lăsați vrăjeală, vreau doar bătaie. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Me for some gin monkey. Hai, hai, lasă vrăjeală. I am not dead yet. Bine zis că nu e mortă încă. God! Han. Ce? Îmi place mie că eu apăs shift ca la max pe 3. Hai frate, l-aveam la mână. Bună e bă. Perfect. Dimitri turned on me, not the
other way around. America made him greedy. Dimitri will turn on you as well. You shall discover. I am a man of conviction. Ah, fraierul ăla are viață infinită. None of you will survive in this country without me. This American greed take. You betrayed your. Gata. Perfect, bine voi, l-am terminat. Și acum cum mă dau jos de aici? Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Hey. Ce chestie asta? Un porumbel. What the? Stai bă! Ușor, ușor. Bine, n-a fost mai ușor decât credeam. Ia uite și cu asta și BAM! You can phone Dimitri, see if he has spoken to Petrovic, or you can wait Dimitri to contact. Hai să sunăm pe Dimitri. Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Браскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. Hai să... Vreau un taxiu ceva să ne ducem la Bruce ăsta. Hai că nu e chiar așa departe. Nu trebuie să mă dau jos de mașină, dar totuși ne urcăm în mașina asta. Fă, dă-te jos. Bă, uite bă, ce rapid e asta. Asta e prima misiune care o facem pentru Bruce. Bruce, din câte am citit pe Wikipedia, dacă ne prietenim cu el și îl sunăm, poate să vină cu elicopterul. Să ne ia. Cum e cu Roman, când a duce cât un taxi. Chiar aș vrea să mă împrietenesc cu Bruce. Ok. Bobu. Bruce. Pou! Cine folosea telefonul ăla? Mamă. Vreau să conduc frumusețea asta. Hello. I'm busy. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Pleasure to meet you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Yeah. Enough, man. Enough. Fuck me. Be all right, huh? Oh, that's some Red Army shit. Serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. I bench 450. I'm like, Yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was in a queer, I'd be in trouble, you know what I'll I mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Okay. It should not have started. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked. With, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What?
I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! Zic că nu clipește. On the computer, give me a call. There is a hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Tare ciudat, Brucey, ăsta. Nașpa. Trebuie să găsim o mașină de poliție. Hai să găsim. Acum am nevoie să caut, să caut poliția, ceea ce nu prea o fac eu de obicei. Bă, aș bate polițaiul ăla, dar... Aș vrea mai bine să găsesc o mașină. Hai, mă, nu e nicio mașină, trebuie să fie pe aici. Get a cop car, da, mă, da, știu. Pe aici ar trebui să fim. Hai, mă, nu e nimic pe aici. Nu vine să cred nicio mașină de poliție. Ah, da. Bună idee. Sunt la 911. Bună idee asta. Bună asta. Hello. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? East Island City. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Veniți-vă fur mașina, curcanilor. Bine. Încă nimic. Aștept, mă ajută mine. Uite-l, mi-a venit taxiul. Bă, stați, bă, aici. Bă! Ce face, mă, ăla? Nu-mi vine să cred. Bă, ăștia avea ușa închisă. Fraierii s-au dat așa mândoi jos. Cam gata. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Revis. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take them out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah! I'll track down this Revis. Cold, man. I'm feeling chills down the... Cum îl chema pe ăla? Ce n-a... nu pot cu mouse-ul. L... Y... L... E... Spațiu... R... I... frate. Nu. V... A... S... Hai. Broker.
Drug traffic. Locate. Vin, bă. Venim să te distrugem. O să-l termina repede pe băiat. Hai, mă. Deci aici stai, criminalele. For you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. Băi, frate, cum e posibil așa ceva? Hai, mă. Imediat îl luăm pe ăsta jos. Dacă trag pe geam, o să vină poliția după mine, ceea ce e cam nasol. Hai să vedem. Cred că i-am tras în cap. Hai, mă, n-am murit. Aie. L-am eliminat pe fraier. Acum, aici încheiem și noi episodul, pentru că n-am filmat destul de mult. Hai să vedem ce zice Bruce. You should not worry about Reavis anymore. I get the money you pay. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce. Ice cold, man. I love it. There'll be some more work when you need it. Deci, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare.